prematur pe... Știu, da. Să spună și rea ce punctul de vedere. Obiectul. Fermă și... Fermă. Eu vreau Roșia Montană și viața mea în Roșia Montană să nu fie deranjată această companie. Nu încercați, că nu voi pleca, și vă trebuie un mesaj clar, chiar dacă veți prejunghi sau în continuare, mă veți face cu armata de aici. Deci dacă veți să faceți ca Ceaușescu, să mă faceți cu armata, chiar dacă veți scrie proprietatea lui Eugen David, este expropiată conform legii. Cu armata mă veți face. Am o rugăminte. Să știți. Am o rugăminte. Da. Nu fiți lipsit de decent. Nu! Da? Chiar a fost decent. Nu, n-ați spus deloc și deci nu sunteți pe punctul să... Nu, nu. Nu. Nu, deci... Mai mare bolșevist decât să vezi unul care spune ai văzut vreun jandarm, vreun militar care a venit să te scoată din ordine? Eu vă spun... Ăsta e bolșevist, nu? Da, da, da. Și vreau să vă trebuie... Hai să trecem mai departe. Eu când vă fac discursul meu. Păi nu, pentru că e discurs bolșevist. Nu vreau să scap de discursul de bolșevism în viitor. Domnule președinte, nu m-a spus grea de la Roșia Montană. Democrația se face cu legi, nu cu armata, da? Da, eu văd cu armata sau așa mai eu vreau să vă spun, o să fiu foarte scurt la obiect. Sunt niște locurile de muncă care vehiculează compania, sunt o utopie. Fiți sigur de asta, domnule președinte. Dar cum se va face exploatarea totuși? La suprafață, domnule președinte, am lucrat 30 de ani în minerit, am coordonat lucrările miniere la Roșia Poiana, am lucrat 5 ani la mina din Roșia Montană. Deci știu cum se face proiectul și de aia mă opun proiectul. Pentru că cea din compania vă dezinformează și pe toate posturile de televiziune vă niște minciuni grosolani, spunându-se. Vă rog frumos să mă credeți. Această exploatare, dacă se face la Roșia Montană, toată zona munților apusemnă face praf. Praful și pulverea să alegi. Ne-au să știți un lucru. Ca să scot un gram jumate de aur dintr-o tonă de minereu, compania va folosi 800 de grame de ceanuri. Vă rog frumos să mă credeți, calculați câți oameni putem să omorâm cu 800 de grame de ceanuri. Compania vă spune că eu neutralizează. Este gardare, domnule președinte. Ceanura nu se neutralizează, cum spune compania, ci cei care susțin proiectul. Ceanura se neutralizează mult mai greu și într-o perioadă foarte, foarte îndelungată. Deci aici se vor folosi între 172 de milioane de mii și 240 de mii de tone ce anul de sol. Vă rog frumos să mă credeți că toți munții apuseni, spun domnul Oradu, care este deputat de al nostru aici și se face turism pe Valea Arieșului, s-a terminat cu turismul pe Valea Arieșului. Deci un cer cu raza de 100 de kilometri, domnule președinte, va fi afectat tot ce este viață, tot ce este biotop. Deci dumneavoastră asta trebuie să o vedeți. Și se pune partea cealaltă. Dumneavoastră a spus că aveți nevoie de aur în Misteria Țării, da? Domnul președinte, vă spun următorul lucru. În 1989, Misteria Țării se aflau 296,5 tone de aur. Acum mai sunt 103 tone. Să întrebăm pe toți care au fost la guvernare, să întrebăm pe domnul Ungurisărescu, unde sunt 193,5 tone de aur? Hai să discutăm de Roșia Montană. Bun, de a delegată de Roșia Montană, domnul președinte. Pot să vă spun eu că s-au vândut. S-au văzut, da, corect. Românul ca bun. Să vrea pensii și salarii. Dumneavoastră a spus că aveți 200 de tone. Procentul care are statul român aici, acum, la ora actuală, este de 0,6%, domnule președinte. Nu 19,3% cât a fost înainte și 0,7% pe privat. Nu. Pentru că compania, statul român, n-a plătit 115 milioane de ron când s-a făcut majorarea de capital social și compania 500 și atunci compania a plătit tot. Și atunci dumneavoastră, din 300 de tone de aur, cu 0,6% luat 1,8 tone. Cu asta n-a salvat România, să știți. Și vă mai spun... Da, să știți că aveți niște date foarte eronate. Nu știu cum sunt, eu nu știu. Contraziceți-mă, domnul președinte. Dacă nu-i așa. Contrazic. Spuneți, domnul. Cupul de vară 19,3%. A avut până în 2010, domnul președinte. A avut... S-a făcut majorat de capital social. A avut 35% domnul cupul de vară. Și când s-a făcut majorat de capital, a rămas 19,3%. Am o rugăminte. Eu vă vorbesc pe documente, dumneavoastră vindeți ce aveți de vândut prin sat pe aici. 0,6%. Pe 4% nu mai redevență. Statul român nu va accepta să facă, să se facă exploatarea asta cu redevență de 4%. A fost 2%, domnule președinte. Da, dar 4% mai ridică. Da. Deci, utilizați date corecte. În al doilea rând, spuneți că ați lucrat aici, am văzut că statul român a reluat exploatarea la Roșia Poiana. Da.
Și? De ce? Sunt interferiotul, pentru că au fost deștepți. N-au lichidat mina când s-a făcut la Roșia Montană. Da. Aici s-a lichidat mina când s-a închis în 2006. De ce s-a lichidat mina? Și-au câștigat câțiva bișnițari și-au băgat banii în buzunar. De ce nu s-a conservat mina, domnule președinte? Și acum când au este aproape de 20.000 de dolari uncea de aur, putea să-i dea drumul la mina statului. Și aia nu mă dădea afară pe mine din Roșia Montană, că se lucra la o camtrauțate mai mică. Ce observ? Cum vă numiți? Zeno Cornea sunt eu. Domnul Cornea, da. Observ că lucrați cu valori deformate și probabil astea le și distribuiți 0,6% statul român. Vă mai spun un lucru. Hai să spunem că nu 4.000 de salariați va avea mina. Tot. Nu numai exploatarea. Tot ce înseamnă procesare și așa mai departe. Construcție, să spunem că nu 4.000, să spunem că va avea 2.000. Nu va avea, domnule președinte. Argumentul dau câte vreți. Dacă îmi dați tot calea cu 0,6, nu, domnule, vă dau câte vreți. Îmi pare rău. Uite, vă spun cu toată sinceritatea, la mine prin cifrele pe care le-ați vehiculat și toate le distribuiți pe aici, v-ați discreditat, nu sunteți de bună credință. Dar, domnule președinte, nu știu. Dar vreau frumos să verificați ce vedeți. Cum puteți să spuneți 0,6% când doar rezidența prin lege e 4%? Când doar cu problemă are 9,5%. Când s-a făcut rezidența 4%? Dom'le, cred că anul trecut a fost doar, dar domnule, domnule, dar să discutați cu mine acum. Cum credeți că un șef de stat poate fi mințit? Mă senin așa și plăcându că a tot cunoscătorul. Domnul președinte, de ce nu se desecretizează contractul încheiat între companie și Milezdeva? E Milezdeva și companie. Nu știu, e secret contractul? Da. De ce nu se desecretizează? Deci cred că e de interes public atât de mare încât trebuie desecretizat. Am promis și domnul prim-ministru Boc că desecretizează. Deci eu cred că trebuie desecretizat. Discutat cu partenerul canadian și desecretizat. Nu văd o problemă aici. Eu reprezint o fundație culturală. Dumneavoastră trebuie să știți că la Roșia Montană există cel mai bogat sit arheologic din epoca preromană și toată istoria mineritului din secolul 7 înaintea lui Hristos până astăzi. Noi ne luptăm ca Roșia Montană să devină situl UNESCO. Da. Este bătălia noastră pentru asta, pentru că ceea ce avem noi aici nu are nimeni și sperăm ca domnul Kelemen Bunor să dea drumul acelui proiect care a fost depus la Ministerul Culturii ca Roșia Montană să fie analizată pentru a deveni sit arheologic protejat. Câți turiști sunt astăzi să vadă sit? Domnul, eu pot să vă spun că aici la mine, la muzeu, sunt zilnic peste 150-200 de oameni care vin să vadă muzeul care este acum aici. Muzeul care e acum, da? Da. Se vadă... Fără să vadă restul ce este aici. Eu pot să vă spun că am lucrat centru de informare, treceau zilnic și peste 1500 de oameni la Roșia Montană și veneau să vadă ce este. Și exploatarea abandonată, așa ce faceți cu ea? Domnule președinte, eu știu că statul român a alocat niște bani pentru refacerea mineritului. Când? Păi ei au fost 1.000 de miliarde pe vremea domnului Tărăceanu și dumneavoastră era tot președinte. Și iazul de cantare a dus să reface iazul de la Gura Roșie, începută ecologizarea lui, da? Deci sunt niște bani aprobați. Da. Așa. Nu se face nimic la Roșia Montană pentru că aici s-a oprit totul, pentru că este compania. La fel și cu locurile de muncă și cu strategiile din Roșia Montană. Deci la Roșia Montană toate strategiile s-au oprit la poarta Roșiei Montane, ca să fie numai singură compania, cea care oferă locuri de muncă și care vine și le dă acestor posibilitate să urle după noi, să trece după ei. Habar n-au ce înseamnă militul. Vă spun următorul lucru. Când compania își va atinge scopul, compania va spune mulțumesc de participare că vor veni alte să-i scoateze. Nu-i excuz. Domnule președinte, așa o mai de problemă. Domnul președinte, mă numesc Ștefan Bozma, din Roșia Montană, proprietar în Roșia Montană. Eu vreau să vă spun că... Ce proprietate aveți? Am 10 hectare de pământ, uscase. Da. Deci, oamenii care se afară și strigă că vreau minerii, nu au proprietate. Proprietate. Fac vor locuri de mână. Da, însă, probabil că o să fie bine că vreo 10 care au proprietate, restul nu. Și iar vreau să vă spun că ei strigă minerii care nu au proprietate în Roșia Montană. Da.
A doilea rând, ei veniți din da, parte, cei din Roșia, dar și-au vândut, sau mai din alte sate, din comună, din toate. Din Abruzi, din Câmpeni, din Pâmbiță, și de departe. Din Pijora, de peste tot. Și-au vândut. În alte, da, sunt și care au avut și-au vândut și nu mai sunt proprietari. Deci toți au proprietăți în comună, dar nu în sate Roșia Montană, vreau să spun. Comuna Roșia Montană, noi avem 16 sate, toate sunt egale. Domnul Consiliu, domnul Fornă. Din Abruzi, Câmpeni, aia ca așa. Hai, hai, domnul președinte, a doilea, a doilea punct. Aici avem 7 biserici care intră în teritoriul de proiect. Și 8 cimitire. Este vin distruse. Vă dați seama că zeci de mii de morți care trebuie scăpați, de acolo să o acoperi cu sterile. Da. Și 7 biserici. Cum se poate așa ceva? Deci, imposibil așa ceva. Vreau să zic. Și, în al treilea rând, v-am spus, sunt proprietar, nu o să plec numai dacă mă împușcă cineva. Hai să fie clar. Nu, 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 nu. Dacă primește să mă pune cineva, altfel nu. Altfel nu se face proiectul, să știi sigur. Da. Deci, în Roșia Montană, deci o firmă privată, 80% sau cât are, sau mai puțin, mai mult, să mă scoate pe mine pe privat, care am proprietate, nu cred că se poate așa ceva. Constituția nu prevede așa ceva. Dacă dumneavoastră vreți să schimbați acum pe guvernul care l-a vers, să schimbați legea ministrului, să ne o forțați, dacă ne împușcați, da. Nu, da. Ceaușescu a vrut să facă și locul putut, să știți. Nu, că șerte biserici și vreo cimitire care trebuie scăpate și destruse. Da, să știți că legea expropierii există așa. Da, dar nu aici, o firmă privată, nu domnul președinte. S-a modificat, da. Se poate expropria compania. Domnul președinte, o firmă privată să mă expropieze pe mine sau pe altul? Unde să mă intuți așa ceva? Eu n-am mai văzut, n-am auzit așa ceva. Nu capitalul social al firmei, cred că dă dreptul de... Dacă era autostradă, da. Interesul. Dacă era autostradă, da, sau... E pentru care guvernul României 0,6% de evidență sau 6%, e zero. Deci, nu se plecă. Vreau să-l corectez puțin, domnul președinte. Deci, 3 biserici vor fi afectate și o casă de rugăciune. Deci, biserici sunt afectate. Nu mai e vorbit așa ceva. Vezi tu care sunt aici, zona protejată. Eu știu, n-am zis. Păi două sunt corna, unde vine Tirinul și 5 sacini. Ce să mai zic? Adică, proiectul știu. Am înțeles. Și câte cimitire și... Da, dar e cu luna și fac alta. Domn președinte, asta nu se poate, dacă se face să... Eu vă spun că așa lui. Eu vă spun care e realitatea. Cine ne garantează, domn președinte? Dacă se va face, dacă va aproba guvernul, și eu nu vă garantez că va face ce e în proiect, dar dacă va aproba guvernul, că eu nu-s guvern. Nu, da, deci e vorba de o răspundere, că vorbim așa frumos vorbim de proiect de camera. Stați să vorbească și de însuși. Numele meu este Sorin Jurca, m-am născut aici la Roșia Montană, am 3 proprietăți.